Inspectorii sanitari din cadrul Serviciului de Control în Sănătate Publică au efectuat o acțiune de verificare a condițiilor igienico-sanitare în școli gimnaziale, școli primare și grădinițe cu program normal și în cabinetul medical din localitatea Bacnea, unde s-au constatat deficiențe privind respectarea normelor de igienă și sănătate publică. Din cele patru unități pe care am reușit să le verificăm până în acest moment, în două am găsit probleme, în special privind igiena deficitară, aici mă refer la curățenie și dezinfecție zilnică, atât în încăperi, în săl de clasă, cât și în grupuri sanitare, dar avem o problemă și privind dotarea chiuvetelor pentru igiena mâinilor cu apă caldă și săpun. În consecință, au fost aplicate două sancțiuni contravenționale în valoare totală de 1600 de lei celor două unități de învățământ. S-au prescris termene urgente de remediere a deficiențelor constatate și urmează să fie reverificate cât de curând. Cu ocazia controlului, inspectorii au recoltat probe de apă din fântâna care asigură necesarul de apă potabilă în unitățile de învățământ. Aceste probe, din păcate, au ieșit necorespunzătoare, deci apa nu este potabilă. Am anunțat și primăria și școala pentru a lua măsurile care se impun. Hepatita virală de tip A se răspândește prin transmiterea fecal -orală. Boala este strâns asociată cu o igienă personală precară și salubritatea deficitară, iar metodele de transmitere sunt prin contact direct cu persoanele bolnave sau indirect prin apă, alimente, obiectele contaminate și vectori.